acho que este proiect coordonării din convocare. Aș propune să nu mai, datorită numărului mare de proiecte care sunt propuse pe față, să nu mai dau citire. Ați luat la cunoștință de proiectele, de lista de proiecte, inclusiv cele schimentate, pe care le-ați primit pe mail. Da? Sunteți de acord, doar să votați, da? Ok? Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu se pun la cine este pentru, împotrivă, ca să nu știu ceva. Înainte de a intra în ordinea de zi, o să vedem dacă sunt observații la procesele verbale a ședinței anterioare. Aici vom avea procesul verbal de la ședința ordinară de pe 20.10.2021. Sunt observații la procesul verbal? Dacă nu sunt, o trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Sunt observați la procesul verbal al ședinței extraordinare de pe 25.10.2021. Dacă nu, se trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Sunt observați la procesul verbal al ședinței de pe data de 27.10.2021. Dacă nu, se trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Sunt observații la procesul verbal al ședinței de pe 3.11.2021. Dacă nu, se trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Sunt observații la procesul verbal al ședinței extraordinare de pe data de 8.11.2021. Dacă nu, se trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Și ultimul, dacă sunt observați, dacă trebuie să reluăm la ședință de pe data de 5.11.2021. Dacă nu, să trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Atunci vom intra în ordinea de zi și voi da cuvântul domnului secretar pentru proiectul numărul 1. Mai întâi, înainte de depunerea jurământului, vei da citirii Încheierii Judecătoriei Municipiului Ionești, până să vedem, cu privire la validarea mandatului. Așadar, în dosarul 5159/270/2021. Judecătoria Municipiului Ionești, prin încheierea numărul 2153/4/2021, a validat mandatul de consilier după cum urmează. Admite cererea formulată de pretenta Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Ionești, județul Bacău, cu sediul Municipiului Ionești, Bulevard Bătut numărul 17, județul Bacău, prin secretar general și în consecință. Validează mandatul de consilier local supliant al Consiliului Local al Municipiului Ionești, județul Bacău, a domnului Jitaru Adrian, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară la alegerile locale din data de 27.09.2020. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către drepta instanței, astăzi 4.11.2021. În aceste condiții se îndeplinite condițiile legale ca domnul Adrian Jitaru să depună jurământul astăzi în fața Consiliului Local. Îl invit pe domnul Adrian Jitaru să... Îl invit pe domnul consilier, depună jurământul și vreau succes, mai trebuie să tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Ionești. Așa se merită Dumnezeu. Precizare, în mapa pe care ați primit-o alături de jurământ aveți și normele legale cu privire la starea de incompatibilitate și conflict de interes.
V-aș ruga foarte atent să le citiți, iar în măsura în care vă aflați într-o stare de incompatibilitate, aveți la dispoziție 15 zile din ziua de astăzi să vă hotărâți în încetarea acelei stări de incompatibilitate sau la funcția care devine incompatibilă. Mulțumesc! Okay. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 218 per 10 noiembrie 2020 privind constituirea Comisiei de numărare și validarea rezultatului votului secret pentru mandatul 2020-2024. Conform prevederilor legale în vigoare, autoritatea deliberativă a aprobat prin hotărârea Consiliului Local 218 per 2020 constituirea Comisiei de numărare și validarea rezultatului votului secret pentru acest mandat. Ca urmare a adoptării hotărârii, prin care s-a luat act din cesarea mandatului de consilier local al domnului Cristi Alexandru și vacantarea locului deținut de acesta, se impune alegerea unui alt consilier care să facă parte din Comisia de numărare și validare a votului, de validare a rezultatelor votului secret pentru mandatul 2020-2024. Supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia nr. 4. Vot favorabil. Discuții, temari la proiectului? Votul este secret. Iar desemnarea este în persoana domnului Adrian Citaru, care l-a înlocuit pe domnul Cristea. Dacă nu sunt discuții sau alte propuneri... Da. Thank you.
Modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 217 din 10 noiembrie 2020 privind alegerea comisiilor pe domeniul specializat al Consiliului Local al Municipiului Ionești pentru mandatul 2020-2024. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 217 per 2020 se stabilesc comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ionești pentru mandatul 2020-2024, iar la Comisia 1 de studii și prognoze economice speciale, buget, finanțe, agricultură și administrare a domeniului public și privat, servicii publice și comerț, fac parte, pe cea parte și domnul consilier Alexandru Cristea. Ca urmare a încetării mandatului acesteia și vacantarea acestui loc, în cazul acestei comisii, este necesară validarea mandatului și ca urmare a validării mandatului de suplean, se propune numirea domnului Jitaru Alexandru în cazul acestei comisii. Dată de cele arătate, vă rugăm, dispuneți. Dacă se crede, dacă sunt și alte propuneri, sau nu știu nimic. Discuții cu oarele aprii sau alte propuneri? Să trecem la Thank you.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 223 din 14 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ionești în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Ionești pentru anul școlar 2021-2022. Prin adresa înaintată de către Școala Sanitară Posticială Sanitine, solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administrație al acestei unități de învățământ. De asemenea, Liceul Teologic Fericitul Ieremia ne solicită schimbarea reprezentantului desemnat, deoarece acesta nu s-a prezentat la niciuna din cele 4 ședințe ale Consiliului de Administrație a acestei unități de învățământ, motiv pentru care este necesară schimbarea acestuia. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Grupul PSD propune pe doamna Carmen Călin la Liceul Teologic Fericitul Ieremia. Alte propuneri? Dacă mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt alte propuneri. Mi s-a părut că sunt trei nume de asta. Da. Să nu fie profesor la Liceul Teologic. Thank you.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 216 din 8 septembrie 2021, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ionești în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Unitățile de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Ionești pentru anul școlar 2021-2022. Școala Sanitară Post-Specială Sanity ne solicită desemnarea unui reprezentant al autorității deliberative care se facă parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Unitățile de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Ionești pentru anul școlar 2021-2022. De la această unitate de învățământ. Având în vedere aceste motive, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre privind modificarea
HCL 216 din 8-9-2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ionești în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității din Unitățile de Învățământ Preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentant Comisiei de Specialitate, numărul 3, Comisia numărul 3. Favorabil. 4. Favorabil. Și aici va fi tot cu vot secret. Vot secret și propunerea. Și propunerea. Deoarece e vorba de școala pozițială a Sanete și domnii de la PSD au avut reprezentat, să fie un reprezentant din partea consilierilor locali, v-aș propune pe domnul Moraru Maria. La Consiliul de Calitate. Da, la Consiliul de Calitate, da. La cele de administrație. Zic că nu vei. Poate să poate. Lasă-mă ce zic clar. Domnul Moraru, acceptați? Da. Propuneți. Thank you.
Deci 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abținere. Deci proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale în cadrul hotărârii Consiliului Local numărul 303 din 8 noiembrie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumul voturilor aferente semestrului 1 al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul nostru. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 303-2021 s-a aprobat numărul și cuantumul voturilor aferente semestrului 1 al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul nostru. După aprobarea actului amintit anterior, s-a constatat că în cazul acestuia s-a speculat o greșeală de tehnoredactare, respectiv la articolul 1 a apărut sintagma 2020-2021, în loc de sintagma 2021-2022, așa cum este corect. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiilor, numărul 1. Aveți favorabil. Numărul 3. Favorabil. 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? O singură precizare, dacă îmi permiteți, acest proiect va fi avizat și contrasemnat de către colegul meu, directorul direcției juridice, Robert Iliac, vă mulțumesc. Dacă nu sunt discuții, trecem la noi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 7. Direcția. Direcția. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ionești pe anul 2021. În urma analizei execuției bugetare din partea de venituri, se constată depășiri pe anumite capitole bugetare, respectiv la veniturile proprii. Datorită faptului că bugetul inițial, sumele aprobate nu acoperă necesarul cheltuielor pentru întregul exercițiu bugetar, se impune suplimentarea bugetului de cheltuieli cu sumele rezultate din aceste depășiri de venituri, precum și redistribuirea sumelor care nu au fost utilizate conform documentelor înaintate. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată, cu mențiunea că există amendament la acest proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, numărul 1. Comisia favorabil. Deci avem și un amendament aici. Da, voi da citire și amendamentului. Având în vedere prevederile actul 154 din ordonanța de guvern 57/2019 privind codul administrativ, ținând cont de referatul de aprobare numărul 68/1948/2021, precum și raportul de specialitate al întocmirii de serviciu financiar buget contabilitate, prin adresele numărul 68688, 68686, 68545, din data de 23.08.2021, Spitalul Municipal Dr. Erax Sfântul Luca solicită sprijin financiar pentru asigurarea cofinanțării în vederea implementării unor proiecte și realizarea parteneriatelor care să asigure resursele de financiare necesare îmbunătățirii infrastructurii medicale și dotarea cu echipamente și aparatură medicală aferente îmbunătățirii unui act medical de calitate și creșterea gradului de satisfacție a pacienților. Suma solicitată este de 290.000 de lei, suma pe care o propunem să o alocăm prin diminuarea creditelor bugetare neutilizate de la bugetul local al municipiului Ionești
bugetul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Lucra, modificându-se în mod corespunzător. Conform adresei numărul 66718, pe 2021, prin care Direcția Generală de Asistență Socială Onești ne comunică faptul că a întreprins demersurile necesare pentru alocarea fondurilor pentru acordarea stimulantului de risc în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului 438 pe 2020 cu modificări și completări la țară, deoarece sumele finanțate de la bugetul de stat vor fi virate în contul primăriei Municipiului Onești în calitate de ordonator principal de proiecte, în mod eronat a fost propus prin aprobare modificarea bugetului la sursa E, activități autofinanțate, cămin persoane vârstnice, drept pentru care propunem alocarea sumelor pe această destinație pe sursa A, bugetul local. Față de cele menționate, precizăm că veniturile vor fi finanțate de la bugetul de stat, iar plata se va face în momentul încasării acestor sume. Așadar, prin acest amendament se propune modificarea anexei numărul 1, reprezentând bugetul local de venituri și cheltuieli FUSA, care face parte integrată din proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Eliminarea anexei 3, ce reprezintă bugetul de venituri și cheltuieli FUSA E al DGAS Onești. 3. Renumerătarea anexei 14, reprezentând lista de investiții a Liceului Tehnologic Petru Poni, având ca sursă de finanțare bugetul local, care va deveni anexa 3 la prezenta hotărâre. Se introduce anexa numărul 12, reprezentând bugetul de venituri și cheltuieli sursa IE, activități autofinanțate ale Spitalului Municipal Dr. Ierarh Sfântul Lucra Onești, care este prezent în anexa 4 la prezenta hotărâre. Având în vedere că amendamentul numărul 68-152 din 22-11-2021 cuprindea toate modificările propuse, propunem retragerea acesteia și înlocuirea cu prezentul amendament. Față cele menționate, vă rugăm să decideți. Discuții pe marginea amendamentului? Dacă nu, supunem la vot proiectul cu amendamentul. Nu, amendamentul. Amendamentul. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Acum supunem la vot proiectul și amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 9, dau drumul pe domnul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 5 pe anul 2021 a solicitărilor eligibile în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminatoriu solicitanților, Consiliul Local Onești a adoptat regulamentul privind obținerea atestatului de administrator de condominii de către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate. În conformitate cu prevederile legale, Comisia de Analiză a procedat la verificarea atestatului de puzere a registratura primăriei municipiului Onești și a stabilit lista persoanelor eligibile pentru atestarea de administrator de condominii. Față de cele menționate mai sus, propuneți pe analiză proiectul de hotărâre forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunteți la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 10. Dau drumul pe domnul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 6 pentru anul 2021 în vederea repartizării prin închirierea locuințelor anului din municipiul Onești. Consiliul Local hotărăște darea la administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, după caz în condițiile legii. Având în vedere la momentul actual sunt disponibile locuințe ANL, se impune repartizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la registratura primăriei municipiului Onești și a stabilit lista de prioritate a solicitanților care au acces la locuințele ANL. Față de cele menționate mai sus, propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunteți la vot, cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 11. Dați votul domnului secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 3 pentru anul 2021 în vederea repartizării și încheierii a camerelor de locuit situate în strada Libertății numărul 1 din municipiul Onești. Având în vedere existența unui număr de solicitări pentru camerele de locuit situate în imobilul din strada Libertății numărul 1, depuse la registratura primăriei municipiului Onești, provenite de la persoane cu, sau familii care au un venit mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câștigului salarial mediu, lunar pe total economie, este necesară repartizarea unor locuințe sociale disponibile persoanelor aflate în situațiile cele mai dificile. Față de cele menționate mai sus, propunem să analize și aprobare proiectul de hotărâre forma inițiată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate, numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Și 3. Comisia socială. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul hotărârilor Consiliului Local 27/2021 și a hotărârii Consiliului Local 79/2021 referitoare la aprobarea delegării de sine activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, ce face parte din cadrul Serviciului de Salubrizare Publică a modelului de contract de delegare a gestiunii activității și de către municipiul Onești, către SC de nume public și privat Onești S.A. Având în vedere faptul că s-a constatat existența unor erori materiale în cuprinsul hotărârii Consiliului Local 27/2021, respectiv în contractul 402/2021 de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a municipiului Onești, al municipiului Onești și în cuprinsul hotărârii Consiliului Local 79/2021, este necesară înlocuirea sintagmei dezinsecție cu sintagma de dezinfecție. De asemenea, prin același proiect de hotărâre, este necesară îndreptarea erorilor materiale în întreg cuprinsul hotărârii Consiliului Local 79, respectiv se va înlocui sintagma 2020 cu sintagma 2021. Drept pentru care vă propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt cei la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 13. Domnul secretar. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 77 din 30.05.2017 privind strategia de tarifare în perioada 2021-2029. Asociația de dezvoltare intercomunitară Constanța înaintea Consiliului Local al municipiului Onești prin adresa înaintată. Solicitarea modificării strategiei de tarifare aferentă perioadei 2021-2029 pentru operatorul Seceraja S.A. Constanța. Aceasta a perfecționat contractul de finanțare cu Banca Europeană pentru preconstrucție și dezvoltare în vederea implementării proiectului POS Mediu 2007-2013 și POIM 2014-2020 și în prezent implementează proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a SC Raja Constanța în perioada 2014-2020, iar UAT-urile membri ADI fiind beneficiare acestui proiect. În ultimii ani au fost înregistrate majorări importante ale principalelor elemente de cheltuieli, energie, materiale, combustibil, salarii. De aceea, strategia de tarifare a rezultatului din analiza cost-beneficiu a societății acoperă perioada până în 2025 pentru a respecta cerința din contractul de împrumut cu BERT de a avea o strategie până în anul 2029, este necesară ca strategia de tarifare aferentă proiectului să fie extinsă până în anul 2029. Nerespectarea acestei obligații reprezintă un caz de neîndeplinire a clauzelor contractuale și poate duce la pierderea resurselor, și resurselor disponibile pentru finanțare și implicit nerealizarea proiectului POIM 2014-2020 în totalitate. Față de aceste cele menționate,
propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Raportul de specialitate a fost prezentat, care este cuvântul oficial cu comisie de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt pe celălalt, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 14. Dau cuvântul domnului secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța a Comunei Secelii din județul Constanța. Prin adresa înaintată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța solicită aprobarea aderării UAT Secelii județul Constanța la ARBI Apă Canal Constanța. Potrivit articolului 13 din statutul asociației, asociația poate accepta noi membri cu acordul asociațiilor și cu încheierea unui act tradițional la prezentul statut prin care noi membri sunt menționați în preambulul statutului. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunteți ceva mult, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Ionești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate din Dragileanu în municipiul Ionești. Imobile ce fac obiectul de propunere de preluare în proprietatea privată a municipiului Ionești sunt situate din Dragileanul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de către persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice, vederea concesionării sau închirierii a terenurilor și sau a bunurilor realizate pe acestea. De pentru care să vă propunem spre aprobare proiectul în formă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunteți în avut, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 16. Doamna Pașcu, știți dumneavoastră? Puteți să-l citiți dumneavoastră, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 47/2020 privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate și de proprietate publică și de proprietate privată ale unității administrative teritoriale. Având în vedere faptul că prin hotărârea Consiliului Local numărul 47/20/2020 a fost aprobat regulamentul pentru privind regimul juridic al dreptului de proprietate publică și al dreptului de proprietate privată al unității administrative teritoriale, prin prezent un proiect de hotărâre se propune clarificarea unor articole, precum și stabilirea termenului în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare la notar în cazul vânzării-cumpărării bunurilor din domeniul privat al unității administrative teritoriale. Având în vedere aceste motive, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul în formă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Câteva chestiuni scurte, domnul președinte, dacă îmi permiteți. La momentul de față nu s-au mai făcut proiecte legate de vânzarea terenurilor, nu le-am mai pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, existând o diferență de opinie juridică în ceea ce privește dispozițiile articolului 364 din Codul Administrativ, dar sperăm ca imediat ce vom avea răspunsurile de la autoritățile competente să dăm drumul iarăși la procedura de vânzare. Sperăm să nu dureze foarte mult, în așa fel încât toată lumea care a depus cerere să primească un răspuns favorabil. Mulțumesc! Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Trei abțineri, președinte. Sunt trei abțineri? Da. Da.
Da, mulțumim și cu rugămintea să ne atenționați că se ridică mâna foarte repede și uneori nu reușim să votăm. Da, deci sunt 18 voturi pentru și 3 abțineri. La proiectul numărul 16. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, teren aparținând domeniului privat al municipiului Ionești. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Ionești pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor documentelor de urbanism și de amenajare a teritoriului. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren proprietatea publică, cât și pentru cetățenii municipiului Ionești. Ca urmare a celor expuse, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la concesionarea unor terenuri aparținând municipiului Ionești. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu trece la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 18. 18 retras, 19. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația de capelă situată în municipiul Ionești, strada Eternității, județul Bacău, către protopopiatul municipiului Ionești. Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie aprobarea darii în folosință gratuită a unui imobil cu destinația capelă situată în municipiul Ionești, strada Eternității, județul Bacău, către protopopiatul Ionești. Prin adresa înaintată, de către protopopiatul Ionești, se solicită darea folosiță gratuită, cu titlu gratuit, pe perioada de 30 de ani, a imobului capelă situată în incinta cimitirului municipal Red, din strada Eternității, în suprafață de 237 de metri pătrați. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul în forma prezentată, cu mențiunea că există un amendament și la acest proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil și la comisia 4. Dăm citirea mea. Da. Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi la punctul 19 propune darea în folosință gratuită a unui imobil și destinația capelă situată în municipiul Ionești, strada Eternității, către parohia Red, în cadrul protopopiatului. În prezentul amendament se propune înlocuirea sintagmei către parohia Red, în cadrul protopopiatului, cu sintagma protopopiatul Ionești, deoarece aceștia sunt por superior de decizie. Având în vedere cele menționate, vă rugăm să aprobați amendamentul la proiectul de hotărâre în forma prezentată. Discuții pe marginea proiectului? Și amendamentul? Amendamentul. Sunt? Dacă nu, trecem la vot pentru amendament. Cine e de acord cu amendamentul? Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Și acum să votăm proiectul împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Împreună. Se abține cineva? Împotrivă. Proiectul numărul 20. Proiectul numărul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de dare folosință gratuită numărul 675 2021. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Ionești ne înaintează adresa cu numărul 18075 și ne comunică faptul că de comun acord cu reprezentanții casei de pensii Bacău convenită nouă locație pentru funcționarea cabinetului de expertiză medicală Ionești. Astfel, prin adresa înaintată, Casa de Pensii comunică acordul cu privire la mutarea noua locație stabilită, precum și acordul privind încetarea contractului de dare în folosință numărul 675/2021. Ținând cont de cele menționate supra, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei, numărul 4.
Am fost favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Acum ce am avut, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare, reevaluare pentru unele bunuri imobile, terenul construcției aflate în proprietatea publică privată a municipiului Ionești, în vederea actualizării evidenției contabile și prin incorporarea acestora. Prin hotărârea Consiliului Local anterior au fost atestate, ulterior înscrise în cartea funciară, unele bunuri imobile, terenul construcției, proprietatea municipiului Ionești. Ținând cont de prevederile legislative în vigoare, bunurile imobile trebuie evaluate și reevaluate. Astfel s-a întâlnit raportul de evaluare, câte pe NSP, evaluator, autorizat membru ANEVA. Supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trece la proiectul numărul 23. Sau atunci, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului Municipal Sfânt Ierarh Dr. Luca Onești în administrarea Consiliului Local a unui spațiu și darea folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Bacău. Având în vedere serviciile de expertiză medicală pe care le realizează Cabinetul de Expertiză Medicală Onești, asiguraților din sistemul public, beneficiari de pensie de invalidate de pe raza municipiului Onești și a localităților limitrofe, Casa Județeană de Pensii Bacău solicită darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat în clădirea principală, C17 a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. În vederea soluționării cererii, se va prelua în administrarea Spitalului Municipal, în administrarea Consiliului Local, unui spațiu în suprafață de 106 metri pătrați, compus din 3 încăperi, una cu grup sanitar, hol și acces. Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1, aviz. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în administrarea Consiliului Local a imobilului Capela Sfântul Pantelimon, compus din teren și construcție situată în incinta Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. Având în vedere adresa protocopiatului Onești, prin care se solicită punerea la dispoziție a imobilului compus din teren în suprafață de 1.278 m² și construcție C1 în suprafață de 173 m², situate în incinta Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, având destinația sediu liturgic, pastoral și administrativ. În vederea soluționării cererii se va prelua în administrare din administrarea spitalului, în administrarea Consiliului Local a bunului menționat anterior. Și va fi predat propoieriei. Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunteți în avut, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Ionești. În vederea realizării atribuțiilor conferite de codul administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Ionești. Prin hotărâre de Consiliu anterior au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețe de teren. Ținând cont de solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Ionești, de cesionarea unor contracte, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în documentele înaintate. Având în vedere cele menționate, propunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre formal prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiilor, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu trece la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva?
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere a unui spațiu comercial proprietatea municipiului Ionești. În vederea realizării atribuțiilor conferite de codul administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea administrării, concesionare sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Ionești. Prin hotărârea anterioare, Consiliul Local a fost atribuit sub forma închirierii în spațiu comercial modulul numărul 31, situat în complexul comercial Piața Onești, pentru desfășurarea de activități comerciale, benefici atât investitorilor cât și bugetului local. De aceea, doamna Vieru Dana, administrator la IE Vieru Dana, dorește cesionarea contractului de închiriere către IE Ioan Stavro Aurora, și având în vedere acordul administrației piețelor cu privire la aceasta, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunteți în voi, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a două imobile terenuri proprietatea municipiului Ionești în vederea atribuirii un număr cadastral propriu. Imobile care fac obiectul proiectului de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunii de alipire aparțin municipiului Ionești, sunt identificate cu numele cadastrale și sunt situate în municipiul Ionești, Bulevardul Republicii 48, respectiv Bulevardul Republicii 58. Propunerea operațiunilor de alipire vine în urma solicitării domnului Constantinescu Carmeș, a domnului Nicol Ceagelu, care solicită alipirea terenurilor în vederea înscrierii în cartea funciară a construcțiilor edificate pe aceste terenuri. În scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului, ce va deriva din alipirea celor două terenuri abandonate, este necesară să se aprobă serviciile notariale specifice. Prin înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciară a imobilului respectiv, în urma serviciilor de alipire, acestuia se va atribui un număr cadastral unic pentru care se va deschide carte funciară nouă și unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul, prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Deci am avut, cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unor imobile care au funcționat ca unități de învățământ în imobile cu altă destinație din municipiul Ionești. Municipiul Ionești deține un imobil situat în strada Căuciucului, unde a funcționat grădinița cu programul prelungit numărul 8. La acest moment, grădinița se află în administrarea Consiliului Local, acesta nemai fiind funcțional ca și unitate de învățământ, conform HCL 162/2016. De asemenea, prin HCL 84/2017, Consiliul Local a preluat în administrare bunul imobil stat în strada Dacii numărul 2, unde a funcționat grădinița cu programul urmat numărul 4, pentru a putea fi gestionată în mod corespunzător în vederea satisfacerii necesităților altor instituții din subordinea Consiliului Local, propune schimbarea destinației acestora. Având în vedere prevederile legale expuse, documentele înaintate, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. Cu mențiunea că există un amendament și la acest proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Pentru că avem amendament, dau cuvântul, domnul secretar, să citească. Da. Prin prezentul amendament se propune la articolul 1 la proiectul de hotărâre ca introducerea punctului C, schimbarea destinației imobilului situat în strada Libertății numărul 15, 3 apartamente, municipiul Ionești, în imobilul cu destinație de spații de cazare. Toate de cele menționate, vă rugăm să aprobați amendamentul și completarea proiectului de hotărâre. Discuții pe marginea amendamentului. Dacă nu se pune la vot amendamentul, cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Punem la vot proiectul împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 28. La punctul numărul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unei centrale termice către școala gimnazială numărul 1, municipiul Onești. Având în vedere finalizarea contractului numărul 791/2021, ce are ca obiect furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune centrale termice școala gimnazială numărul 1 din municipiul Onești, care la Cașinului numărul 15, județul Bacău, propunem darea în administrare a centralei termice către școala gimnazială numărul 1 din municipiul Onești. Având în vedere prevederile legale în domeniu, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Acum spun la vot. Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 29. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de Evaluare a Ofertanților pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 28.5.2020. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 din 27.5.2020 a fost aprobată Comisia de Evaluare a Ofertanților pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune reactualizarea membrilor comisiei și a suplianților conform documentelor și propunerilor înaintate. Având în vedere cele menționate, se pune spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Avem vot secret. Ei vom avea vot secret. Noi nu se vădă. Gracias.
Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor generale și specifice de participare la concurs a procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere de președinte club al clubului sportiv Sport Club Trotășul Onești și afișei de post pentru funcția de președinte de club. Obiectivul clubului sportiv Sport Club Trotășul Onești este acela de a organiza și a administra activități sportive cu consecința directă de dezvoltarea sportului de performanță la nivelul municipiului Onești, a selecției continuă, pregătirea și participarea sportivilor prin performanțe sportive în competiții interne și internaționale. Clubul sportiv Sport Club Trotășul va sprijini totodată sportul pentru toți și sportul pentru persoane cu nevoi speciale, în vederea menținerii sănătății, recreierii și socializării cetățenilor, în organizarea de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare, Clubul Sportiv Sport Club Trotășul Onești va avea în structura sa următoarele secții: box, șac, fotbal, tenis, badminton. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în formă prezentată. Raportul comisiei a fost prezentat. Avizul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul legat de acest proiect de viitor, toată administrația ia în calcul și înființarea alăturarea unui alt sport complementar tenisului de câmp și badminton, tenisul de masă. E un sport care la nivel național și internațional se văd rezultatele și un sport care cu siguranță dezvăsim în Onești viitor campion național. Un sport care se leagă de cele două sporturi amintite și cred că ar fi benefic. Avem bază materială, piese de tenis de masă există, doritori există, mai e nevoie de un antrenor care să dirigeze. Antrenor, asta am avut și eu să spun, dacă există antrenor. Se caută, se caută, joacă, se caută, se găsește. Sunt? Mulțumesc frumos. Altceva? Văzut că este omis și handball, deși și la handball avem reprezentanți foarte de seamă ai orașului, ca Mitică Bonta și așa mai departe. Putem băga și această secție de sport, dacă se poate? Vă răspund eu. Deci, pe această asociație sportive s-a căutat să fie introduse un număr minim de activități sportive și, în general, acele activități care nu sunt practicate la alte cluburi. Ce spunea domnul Zarzu, da, pentru tenis de masă nu avem un alt club, dar pentru handball avem programul cu liceu sportiv, Nadia Comăneci, cu secții de handball, avem clubul sportiv școlar,
Iar și mai sunt și grupul asociații particulare cu domnul Zvârlan, ok, sportul. Deci nu intenționăm să facem rivalitate sau, eu știu, concurență celorlalte. Ce vrem să suplimentăm acolo unde nu există activități, să venim prin această activitate. Tenisul de câmp, de ce? E un sport costisitor și mulți copii nu și-l permit. Și am avut în vedere prinderea acestei secții să putem prinde și copii care și-ar dori să fac practice așa acest sport, dar nu-și pot permite a plăti un antrenor. Și la fotbal. Dar tenisul de câmp, poate mulți asta s-au întrebat de ce tenis de câmp. Da, există. Deci există box, șah, badminton, fotbal și tenis. Ele au fost prinse, dar nu vom face fotbal. Nu stă în picioare. Nu, dar nu vom face fotbal. La momentul ăsta se are în vedere doar boxul, acolo unde profesorii fac voluntar. Există o secție de box cu copii din zona noastră, copii care... Toată lumea știe, la box, la gimnastică, se duc copii din familii mai modeste. Și profesorii care antrenează la ora actuală fac pur și simplu din pasiune neremunerați. Și acolo la fel, avem un, la bibliotecă un profesor care face voluntariat de ani de zile. Și tenisul de câmp, cum v-am spus, de ce cauză? Cam astea trei sporturi le avem în vedere ale... Eu intervin doar datorită răspunsului pe care l-a primit colegul meu, vis-a-vis de introducerea handbalului în acest... Da, nu, v-am spus, asta a fost în bază. Când s-a făcut clubul sportiv, e foarte vechi, noi doar l-am actualizat acum. Ca și paralel, se dă o explicație pentru neintroducerea handbalului în acest club. Nu, vă dau eu explicația, mai bine, domnul secretar, cum am gândit-o când am activat, când am pus picioare acest club. Okay. Nu avem în vedere decât astea trei sporturi la momentul ăsta. Și dacă vom constata că avem buget suficient anul viitor, vă voi informa înainte, dar la momentul ăsta nu avem în vedere... Ideea este că s-a introdus, nu se introduce handbalul pentru niște considerente pe care le-aveam primit. Nu a fost, mi se pare că n-a fost deloc în... Că s-a înființat clubul, nu? Handbalul sau ce? Nu, este a fost. Dar nu, dacă îmi permiteți ca să... Ca să dacă nu, oricum, nu mi-a permis nimeni să duc până la capul din da, ea. Da, adică hai, e vorba că aceleași considerente, din punctul meu de vedere, stau în picioare și la fotbal. Dar nu facem fotbal. Și dacă nu facem fotbal și există pe listă, nu știu, poate... Doar spun, să nu înțeleagă cineva că militez împotriva fotbalului, cine mă cunoaște, are habar că este da. Sportul meu preferat. Nu, Doamne ferește, să nu se înțeleagă greșit. Atunci se poate introduce și handbalul pe listă, ca să existe acolo și la fel nu îl practicăm. Niciun fel de problemă. Dacă ne vom permite, în anii următori vom constata că putem să extindem sporturile care se finanțează. Exact. Cu siguranță ne vom apleca asupra tuturor sportului. Dacă îmi permiteți, nu este același lucru și fotbalul și handbalul și am să vă explic de ce. Handbalul, cum am spus, este reprezentat, este practicat la două instituții publice, vorbim de Nadia Comăniș și CSS, precum fotbalul nu este prezentat la nivel de instituție publică. Există una, două, trei grupări, nu știu câte ori fi, de sistem privat, unde și acolo copiii se duc și plătesc pe taxă. Se face la CSS fotbal. CSS-ul. Este, dar lucrează din câte știu o parteneria cu privată. Dar bine, nu cred că asta e o problemă. Fără niciun fel de problemă, v-am spus. Ce am avut în vedere cu cele trei sporturi pe care v-am spus că le avem în vedere în primă fază, urmând ca de vor atât timp cât ne va permite bugetul să extindem. Să începem cu ceva. Se unii da, ideea era că nu trebuia să apară fotbalul acolo ca să nu fie niciun fel de discuții. Cred că asta era ideea. Da. Adică atâta timp cât l-am pus și nu avem de gând să facem activitate pe acest domeniu, puteam să le punem pe toate și alegeam trei. Da. Ca să le punem pe toate, trebuiau bugetate toate și pe organigrama care ați aprobat-o în ședința anterioară, trebuiau pe fiecare câte un antrenor, asta trebuiau bugetate. De asta am zis că merge și o să vedeți să înțeleg că fotbalul e bugetat până la urmă? Nu.
Deci, dacă l-aș vor fi doar unul sau doi sau trei antrenori, în care și președintele va avea o secție de, din cele... Inclusiv președintele nu va fi doar președintele, va fi antrenori. Va fi antrenori și va fi trebuie să avem un antrenor. E obligatoriu să fie și antrenor președintele. La BEM, sigur. Să știi deja. Cine este pentru? Împotrivă? Chiar cine, cineva? Proiectul numărul 32, probleme de interes local, vom lăsa pentru la sfârșit. Și trecem la proiectul numărul 33, dau punctul domnului secretar. Proiect de hotărâre privind rambursarea totală a creditului contractat de la CEC Bank de către municipiul Onești. Între municipiul Onești și CEC Bank sau Onești a fost încheiat un contract de credit cu scadență în data de 24.05.2027. Contract care se află în derulare. Suma rămasă de achitat este de 4.965.885 lei. Analizând veniturile bugetului local, s-a constatat că în anul 2021 s-a realizat un grad ridicat de colectare a veniturilor proprii. Reducerea costurilor cu dobânzile, scăderea presiunii asupra bugetului local în următorii ani, precum și folosirea eficientă a fondurilor publice, reprezintă o prioritate pentru municipalitate. Deoarece, în urma analizei efectuate, s-a constatat că există resurse financiare disponibile, propunem rambursarea totală a creditului către CEC Bank S.A. Onești, reducând astfel datoria publică a municipiului Onești. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Da, nu sunt, o să vreau să fac o mică prezentare. Prin rambursarea acestui credit, primăria Onești va face o economie de 413.000, ce ar fi urmat să plătim dobânzi la el. Am în vedere, în afară de acest credit de 4.165.000, primăria Onești mai are un credit de 8.600.000, pe care îmi doresc luna viitoare, în ședința din 15 decembrie, o bună parte din el, dacă nu tot, să-l achităm și pe, acela, și pe acel credit. Asta. Mulțumesc. Facem discuție? Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dar cine este la vot? Proiectul numărul 34. Domnul secretar. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității de servicii la serviciile de agrement ce se desfășoară în sezonul rece la patinoarul artificial din piața Casei de Cultură Onești. Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local potrivit codului administrativ, inclusiv în privința acordării unor gratuități la serviciile de agrement. Pentru a putea beneficia toate categoriile de persoane, inclusiv cele cu venituri mici, de serviciile de agrement ce se desfășoară în sezonul rece la patinoarul artificial din piața Casei de Cultură, se propune proiectul de hotărâre în formă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia 3. Comisia numărul 3, dacă sunteți amabil. Comisia 4. Discuții pe marginea proiectului. Okay. O mică întrebare legat de acest proiect, care este ok. Întrebare ar fi dacă dăm gratuit oneștenilor firma respectivă, cum se descurcă? A fost la licitație. Primăria plătește mentenanță, patrimoar, chirie, tot. Și firma îi primește onorariul care... Fiecare persoană are o oră. Nu, întreba domnul consilier ce câștigă firma. Firma a fost plătită prin licitația care am făcut-o. Adică a existat un contract? Deci față de anii, dacă permiteți, față de anii precedenți, anul acesta am mers pe achiziție publică, achiziție de servicii. Am închiriat ca și unitate, ca și primăria, cel continuat. L-am închiriat. Am făcut o mentenanță. Am făcut o mentenanță și mai departe toți locuitorii municipiului Onești vor beneficia gratuit de serviciile acelui patinoar. O oră pe zi. Și două ore, dacă vrea două. Mai vine a doua zi.
Și copiii care învață la unitățile de, chiar dacă nu sunt din Onești, cu carnetul de elev pot veni. Super. Elev și preșcolar. Dacă îmi permite, domnul președinte, poate fi mutată locația acestui patrimoniu, ținând cont de lucrările care se vor desfășura acolo. Aș putea merge pe un... Deja e montat. Trebuia să fie pe locul unde se lucrează, dar n-au terminat cei de la Raja în timp util și l-am mutat în partea cealaltă. Am adecat, de exemplu, un parc. Dar dacă e montat, nu vine mai sus. Vinerea îi dă drum. Mâine ar trebui să pornească. Teoretic, nu știu dacă... Da, primul trebuie de acolo. Nu, m-am gândit. Biserii. Nu trebuie, trebuiau să fie terminat. Eu discuțiile care le-am avut cu Raja trebuiau să termine lucrările la momentul... Eu zic că cât de repede, pe o săptămână, vor acoperi acolo. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și rău. Proiectul numărul 35. Mulțumesc, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 5, lista de inventare a componentelor sistemului public de alimentare cu apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești, la hotărârea Consiliului Local numărul 77 pe 2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea de oportunitatea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Raja ESA, aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare, a listei bunurilor aferente, a regulamentului serviciului de apă și de canalizare și a caietelor de sarcină ale serviciului. În vederea notării la cartea funciară numărul 66.718 Onești, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, se impune completarea la secțiunea stația tratare cu ciur la poziția 56 coloana 3, denumire a anexei 5 din HCL 77 pe 2017, denumirea cu sintagma IES suprafața 43.872 cu numărul cadastral 66.718. Ținând cont de cele menționate supra, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul și comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se trece la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 32. Proiect probleme de interes local. Dacă are cineva de ridicat o problemă sau se înscrie la cuvânt? Da? Au fost dotate cu, două tomberoane, unul pentru gunoi menajer și unul pentru gunoi, pepturi, cartoane... Rompeți. Poate primăria poate să le ajute pe cumva cele tomberoane cu gunoi menajer, ceea ce înseamnă coș de cartofi, ceapă, pâine uscată, le ridică în fiecare săptămână, iar celelalte, care se umple mult mai repede, le ridică la 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Spuneți de cele gunoiuri selectiv? Da. Da, da. Tocmai ăsta a fost motivul, că nu se umple cel de păi... selectiv. Poate se umple la 2, 3, 5 familii, dar eu... Nu. Dar toți care s-au plâns, fiindcă e clar că se umple mai repede tomberonul unde pui cartoane, peturi și așa mai departe, decât ăla cu gunoi menajer care, ce e, scoși de ceapă și cartofi, nu știu ce mai e. Și credeți-vă că ăla cu peturi și cu hârtie și cu cartoane se umple mult, mult, mult mai repede și ar fi bine să vină să le ia fiecare săptămână. Când au să se capă o intervenție. Sunt multe cereri. Credeți-mă că vorbesc din proprie experiență și la mine acasă, ăla care îl ridică odată la săptămână. Are dreptate aici, domnul Bujor.
Are dreptate, da, așa. Foarte puțin sau nu încă să colecteze. Păi, dacă am fost dotat cu selectiv cu 2 tone, ne, ne confirmăm. Da, bine, adică, da, după discuțiile avute atât cu Albisul și cu Raja, cu greu, cu foarte mare greutate, cei de la Raja, au acceptat să vină prima, a doua miercuri de lună și ultima miercuri de lună. Pentru că mi-a pe acest considerent, pentru că sunt familii, într-adevăr, care produc și selectează și colectează, și sunt foarte câține familii care fac lucrul acesta. Într-adevăr, un astfel de tomberon și eu, pe exemplu meu, în câteva zile l-am umplut. Dar pe lângă astea mai pun sac, 2-3 saci și astfel de deșeu nu miroase, nu stă... Nu, deci poate să stea cineva, poate să mai vină să mai pună un sac, 2 saci, 3 saci. Nu se întâmplă nimic. Așa cum spun ei, cartonul trebuie presat, sticlele de plastic trebuie și ele pasate. Cutiile și tot așa. Da, mi-e greu să cred că... Încă suntem puțini care colectăm. Da, într-adevăr, sunt persoane care... Da, știința aveți bine să colecteze selectiv, dar încă suntem puțini cei care colectăm. Noi vom transmite lucrul ăsta și către Adis, către Romplens, dar și discuțiile avute anterior, pentru că cei de la Romplens au pus problema că se plimbă cu mașinile... Da. Asta pentru că nu au făcut campanie pentru colectare selectivă. Cred că este o foarte mare problemă dacă tot am deschis cutia Pandorei. Adică aici trebuia venit cu niște o politică care să încurajeze pe oameni să colecteze selectiv și să-i facă să înțeleagă impactul asupra mediului a colectării selective. Da, plus că și costurile. Mai mult de educație. Sigur că da. La colectarea selectivă se revarsă și asupra containerului în care se strânge și o menajere. Pentru că dacă ajunge acolo, ajung bidoane și cartoane sau cutii în același, iarăși ajung cele care miros, să zic, să se umple mai repede. Avem în vedere după 3 ianuarie să montăm camere, cel puțin nu vorbesc de casă, vorbesc de țarcurile, platformele din oraș. Avem în vedere să montăm camere de luat de reder pe toate țarcurile și să facem o bună informare pe afișarea unui regulament la țarcurile respective. Veți vedea, eu sper că de la începutul ianuarie să avem acel regulament afișat la toate țarcurile și camerele în funcțiune. Și cred eu că prin măsuri coercitive, vrem, nu vrem, trebuie să le aplicăm, vom îmbunătăți. Pentru că încă, deși noi am făcut platforma la obor, încă poliția locală are treabă. Aproape în fiecare zi identifică și sancționează persoane care nu respectă regulile impuse. Aici promovate un piculeț aceste sancțiuni care se aplică unul la și altul. Dacă vă uitați și azi, a fost promovată o sancțiune pe pagina o mobilă de deșeuri din construcții, a fost identificat proprietarul și a fost sancționat. Dar v-am spus, aproape în fiecare zi există situații, dar poliția locală își face cu mult timp de răspundere treaba și cred că încet, încet se va reglementa această problemă. Da, cred că așa cum a spus și domnul Bujor, problema mare este la casă, la colectarea selectivă, nu la neapărat la construcții, cât la plastic, carton. Bun, și eu ce am înțeles. În regulament intră și problema colectării selective. Trebuie, eu pun cu cutiile de și la țarcuri la fel. Este o chestie destul de sensibilă să aplici o sancțiune, adică e o chestiune amplă, să aplici o sancțiune poate drastică pentru persoană care pune un bidon într-un nu avem sancțiuni drastice. Da, adică e o chestiune sensibilă, nu se aici poate. S-a pus adică, problema sancționării okay. Celor care duc deșeuri din materiale da, de construcții. La materiale de construcții, da, dar domnul Jura a deschis discuția. M-am referit la tomberoarele cu care cei da. La case au fost utilate. Două tomberoare. Bine, da, nu așa de mari ca pe care l-a ciumac, l-a băgat pe Dan Deaconescu în tomberon la OSB, dar totuși tomberoane... Aducem un cloc. Da, dar noi facem selectiv, suntem direct interesați acasă, la case. Aici sau am primit sesizor. Da, mulțumesc. Da, o sugestie dacă se poate pentru anul viitor. La întâlnire în oraș există acele elemente arhitecturale pe municipiul Onești. Poate luați în considerare aceste lucruri a fi vorbite, a fi vopsite, a fi curățate, poate luminate noaptea,
Oricum am în vedere curățarea tuturor monumentelor în iarna asta, primăvara viitoare, tot ce... E o carte de listă de intrare a unei și poate lângă el, nu știu, niște elemente turistice care pot fi vizibile, care le putem identifica. Aștept propunerea. Ok. De o parte Nadia Comăneș, de o parte Ștefan cel Mare, statuia lui Mihai Eminescu. Domnul Dorin, vreau să vă aș vrea să-l întreb pe domnul primar, în legătură cu amenajările care s-au făcut cu tragerea apei, rețele de apă, de canalizare în oraș, o să mai refacă trotuarele astea? Deci, concret, pe strada Cașinului, există un singur trotuar pe o parte, pe partea altă e parcul care nu există trotuar, sunt trei grădinițe, ieri am avut discuții cu reprezentantul... Deci este un singur sens de circulație, pe o parte sunt parcate mașini, pe o parte circulă mașini. Da, deci, efectiv, nu se poate circula pietonal pe această stradă. Ieri am avut discuții cu reprezentantul constructorului pe deci zona Oleșului, de reparații. Astăzi am avut discuții pe aceeași temă cu reprezentantul Raja, care se ocupă de lucrări, exact de refacerea cât mai rapid a zonelor afectate. Acum, dacă plouă, s-a discutat. Siguranță. Deci, v-am spus, ieri am avut constructorul, astăzi deci cu reprezentantul Raja pe tema aceasta. Deci tot ei au obligația să le refacă. Cu siguranță, clar. Și acolo unde vă spun, o să vedeți, gen, le-am atras atenția și problema pusului reparației cu pavaj. Unde s-a pus pavaj și nu mai arată cum trebuie. În primăvara viitoare, cu siguranță el se va lăsa până în primăvară, se va mai bate. În primăvara viitoare îl va scoate și îl va pune așa cum trebuie. Chiar dacă la momentul ăsta mai apar pavajul, o să vedeți că mai sunt ciobite, mai sunt la final, ei trebuie să-l mai scoată odată și să-l pună cum trebuie. Nu-l vor lăsa așa. Nu li se va face recepția, depinde de primărie. Eu nu voi admite să nu arate cum a fost, de cât posibil cum a fost. Mulțumesc.